Rugăm să luați loc pe scaun. Așa. Acum să vă fotografiem. Unde trebuie să mă uit? Vă uitați în obiectiv? Aici. Da. Spatele îl țineți drept. Să trăiți. Așa. Zâmbesc sau nu trebuie? Puțin zâmbiți. Și nu mișcă. Gata? Da, așteptam o clipă. Iată fotografie. Acum slăbit un pic, aici nu se... Acum, să vă rugăm, mâinile ambele, degetele arătătoare, le punem la mijloc degetele struci. Așa. Așa. Mai departe. Gata. Iată pe ecran, vedeți toată informația despre dumneavoastră. Dacă vreți... Da, amprentele? Amprentele acolo nu se văd, se văd la calculator. Deci, astea sunt datele care vor fi în pașaport. Poza, amprentele și semnătură. Așa, mai departe? Domnule prim-ministru, asta a fost prelevarea datelor biometrice și fotografierea. Deci acum în regim online, datele astea sunt transmise în registru. Ăsta este primul echipament, dar urmează săptămâna viitoare să primim 6 echipamente. Deci eu cred că la etapa inițială este suficient. 7 echipamente, asta înseamnă mașină, tot ce vedem aici. Exact. Și serviciile sunt prestate la nivel de țară. Deci nu doar pe municipiu. Deci la solicitant se deplasează și... Nu trebuie să faci aport biometric sau mai trebuie să treacă timp până expiră celălalt mai vechi? Păi uitați-vă, acum o să primesc, așa am înțeles, pașaport diplomatic biometric. Acesta simplu aveți? Eu pașaport simplu am, nu este biometric, dar folosesc pașaportul diplomatic, pe care îl dețin în conformitate cu prevederile legale.